Vasile, Daniel, sunteți colegi la club, nici astăzi nu scăpați unul de celălalt, pentru că avem o provocare comună. Să răspundeți cu am sau n-am la 10 afirmații despre fotbal și despre viață. Începem? Am, n-am vrut să joc pe alt post decât cel pe care evoluez în prezent. Am. Am vrut să joc Ce ai vrut să... pe ce post? Jocaș. De care? De bandă? Când eram mic, făceam un Inter. La un trup. După ce m-am pus mai... Tu ești mai slab. Du-te în apărare. Trăi cu mingea lungă. Tu ești un caz fericit. Atacat întotdeauna. Am fost mereu acolo. Bun. Următoarea întrebare. Am sau n-am mâncat pe gratis pentru că m-a recunoscut stafful restaurantului? N-am. Nu-mi place, nu vreau. Am sau n-am copiat la școală? Măcar o dată. De fiecare dată. Am diploma în asta. Am sau n-am plâns de bucurie sau de tristețe datorită sau din cauza unui meci de fotbal? De câte ori? Am. Hai să zicem un moment de bucurie. Când s-a întâmplat ultima oară? Alaltă zi cum m-a chemat la lot. Ultima dată când am dat gol pentru mama, de ziua ei. Frumos. Am sau n-am vrut să mă iau de un coleg atunci când nu mi-a pasat sau când a ratat dintr-o poziție bună? Am. Aș vrea să-l bat. Ultimul meci chiar. Da. Am sau n-am visat că Naționala României va face un turneu final bun? Am visat. Și eu am visat. Ce ar însemna un turneu final bun? Cred visul cea mai mare din lume care poate să aibă un copil, toată lumea, toată România, de exemplu. Pentru tine, nu știu. Da, cred că fiecare român își dorește și jucând și nu jucând ca suporter, fiecare român își dorește să ajungă echipa acolo. Deci, și să ajungă până unde? Până poate, cât de sus poate, cred că e cel mai bine să ajungă. Eu chiar în 2008, când a fost Italia, România, mă uitam, eram copil și am spus, mă, știi, într-o zi, dar nu gândeam, dar tot am visat. Doamne. Următoarea. Am sau n-am cheltuit mai mult decât trebuia la o ieșire cu prietenii? Am. Nu vă întreb când, vă întreb cu ce ocazie. Zile fiecare de naștere. Ocazie bună. Fiecare ocazie bună când ești cu prietenii. Nu contează. Am sau n-am înjurat în limba română ca să nu mă înțeleagă un italian? Și invers. Și invers. Universală limba noastră. Am sau n-am uitat ziua de naștere a unei persoane apropiate mie? N-am. Am sau n-am încurcat numele unui coleg la antrenamente sau la meci? Da. Am. De câte ori? Da. Se mai întâmplă. Pisava l-am chemat tot. Da, n-am vrut.